ne dorim să fie un eveniment special, foarte frumos. Ne dorim să fie de neuitat pentru noi și pentru invitații noștri, care sunt cele mai importante persoane din viața noastră. Suntem în presă că ai emoții, adevărat? Da, totuși este una dintre cele mai importante decizii pe care cred că le iei în viață. Și dacă pe restul cumva, nu știu, le iei pentru că ești mic și nu-ți dai seama și ai fost influențat, clipa în care te căsătorești este un gest asumat și acest gest îți marchează începutul unei noi ere în viață. Trebuie să fii foarte sigur că ai luat decizia cea bună, pentru că de ea depinde totul după. Ai pregătit rochia, ai ales-o, știi modelul? Adică mă gândesc, știu cam ce zonă mi-aș dori să fie, dar nu am găsit-o pe aceea. O voi face oricum pe comandă. Unde? Ați ales locația? Unde veți face nunta? Nu. Știm că ne dorim să fie într-o pădure. Ne dorim să fie în natură. Ai superstiții legate de ziua cea mare? Să nu cânt. Să nu cânt. Asta știu. Să nu cânt la ziua. Să nu cânt la ziua. În rest nu cunosc niciuna. Cu călcatul, cu... Nu. Nu. Cine își dorește un bărbat pe care femeia să-l încalece? De ce ți-ai dori asta? Referitor la ziua nunții, care e cea mai mare frică, să-i spunem? Să, nu știu, să se întâmple ceva, să nu poată să vină invitații, pentru că avem puțin și dacă lipsesc câțiva, vom fi foarte, foarte puțin. Dar în principiu nu are de ce se întâmple asta, că toți sunt apropiați și nu ne fac surprize neplăcute. Vei urma tradiții? Da, mi-aș dori să fie anuntă cu tradiții, dar nu pentru că sunt superstițioasă, ci pentru că așa am crescut, cu nunți, cu tradiții. Vreau să te întreb dacă ați vorbit despre copii. Sigur că am vorbit. Este o discuție firească pe care orice cuplu trebuie să o aibă după nuntă, firește. Chiar și înainte, nu despre asta e vorba. Fetiță, băiat? Mie mi-e indiferent, Radu vrea fetiță. Răspicat. Premiere, cred că o vom face în Europa. Cred. Deși ne doream Asia, mi-am dat seama că e foarte departe și că și Europa este minunată și că n-am mai fost de mult într-o vacanță în Europa și o să mergem probabil în Europa. Nașii, domnișoarele de onoare, cine vor fi? Nașii sunt prieteni foarte buni de noștri, dar nu sunt persoane publice, iar domnișoara de onoare va fi verișoara mea, pentru că la Olteni există o singură domnișoară de onoare, cea care și ține oglinda. Așa asta semnifică oglinda în clipa în care domnișoara de onoare stă în spatele tău cu oglinda îndreptată către tine. Și în clipa în care tu te întorci, niciodată să nu mai vezi trecutul, ci doar viitorul.